noi ca și copiii lui Dumnezeu, la finalul acestui an, ar trebui să ne facem o analiză a vieții noastre, a felului în care am trăit în acest an, a felului în care m-am raportat la copiii mei, la familia mea, la părinții mei, felul în care m-am raportat la oamenii bolnavi pe care am știut și nu am avut timp să-i vizitez. Să mă raportez la cum am trăit pentru Hristos în acest an. Sau în relația cu colegii de la locul de muncă. Am trăit eu oare pentru Hristos în acest an așa cum ar fi trebuit? M-am implicat în lucrarea Lui atât de mult cât ar fi trebuit? A pus Dumnezeu poate un dar în mine și talentul ăsta nu l-am folosit așa cum ar trebui? Domnul Iisus Hristos a spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, dar nu oricum, să vă iubiți așa cum v-am iubit eu pe voi. Și acum întrebarea este: am făcut eu lucrul acesta? Mi-am iubit aproapele așa cum îmi cere Dumnezeu și așa cum El mă iubește pe mine? Am trăit într-o relație sinceră, relație de dragoste cu colegii mei, cu prietenii mei, cu apropiații mei? Pavel spune: slujiți-vă unii altora în dragoste. Am făcut eu lucrul acesta sincer? Am slujit fratelui? Am slujit nevoilor lui? M-am implicat când am știut că cineva are o problemă să-i slujesc în dragoste? Am avut eu în 2014 o inimă de slujitor? Atenție! Cea mai mare poruncă, spune Domnul Iisus Hristos, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Ce-am iubit eu oare în 2014 cel mai mult? L-am iubit pe Domnul cu toată puterea mea, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu. L-am iubit cu adevărat pe Dumnezeu. La sfârșitul acestui an putem să ne facem un bilanț a vieții noastre, să fim sinceri, dar putem noi să spunem, precum David: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. L-am avut? David înțelege cât de mult l-a iubit Dumnezeu. David înțelege că dorința inimii lui e să trăiască cu Dumnezeu. Și la un moment dat înalță o rugăciune și spune așa de frumos în Psalmul 27, și vreau ca asta să fie și rugăciunea noastră. Spune: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta: caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Căutăm să alegem să trăim în 2015 cu Dumnezeu. Ne dorim să trăim în casa Domnului. Ne dorim să trăim lângă El. Ne dorim să trăim în frică și în temere de Dumnezeu. În ascultare. Și atât de minunat când spune: inima mea îmi zice din partea ta, caută fața mea. Este îndemnul pe care Dumnezeu îl pune în inimile noastre. Să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu. Să căutăm să împlinim voia Lui.
să căutăm să trăim așa după cum El dorește de la noi. Inima mea îmi zice din partea Ta, caută fața mea și fața Ta, Doamne, o caut. Analizându-ne viața, vreau să mergem într-o rugăciune să-I spunem, Doamne, recunoaștem falimentele, recunoaștem eșecurile, dar aleg să caut fața Ta, Doamne. Aleg să Te slujesc mai mult. Aleg să trăiesc pentru Tine. Și în anul care vine, vreau mai mult să mă implic. Vreau toată dragostea să o pun în relația cu frații, în relația cu Dumnezeu și în relația cu familia. Nu mai vreau să mă plâng că nu am timp. E adevărat, nu toți oamenii sunt atât de full-time ocupați, dar marele nostru majoritate nu avem timp. Și asta e cel mai important, să ne facem timp să trăim cu Dumnezeu. Și haideți să ne ridicăm la rugăciune, să ne cercetăm și să rugăm pe Domnul să ne ajute ca în anul viitor să alegem să trăim mai mult pentru El. Este bine să fim la părtășie în această dimineață, animați de aceeași dorință de a lăuda pe Dumnezeul nostru, pe Domnul Domnilor, Regele Regilor, pe Cel ce s-a născut în troiesme, pe Cel ce a murit pentru noi, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Primul cântec pe care vrem să-l cântăm spune: cât de plăcut e în casa Ta, o Doamne mare, și sufletul tânjește după Tine. Aș vrea să venim în această dimineață cu o astfel de atitudine înaintea Dumnezeului nostru, să ne deschidem inimile înaintea Lui și să-I aducem laudele noastre și să primim pacea pe care El ne poate da.
tine, Domnul meu, ești sursa vieții mele. Am simțit și am văzut o vină, iar Iisus, cu tine vreau să trăiesc, cu tine vreau să fiu. Mai bine o zi la tronul tău, mai bine o zi în casa ta, decât o mie să trăiesc în altă parte. Mai bine o zi la tronul tău, mai bine o zi în casa ta, decât o mie să trăiesc în altă parte. Okay.
tot al Tău. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău.
că am făcut o analiză sinceră a vieții noastre. Am constatat în câte domenii suntem poate falimentari, poate deficitari. Dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că avem atâtea lucruri pe care trebuie să le schimbăm. Sunt atâtea domenii în care Dumnezeu vrea altceva de la noi, altfel. Acum, dacă Dumnezeu ar face un bilanț al vieții noastre, ce ar spune Dumnezeu despre mine la acest sfârșit de an? Ar fi mulțumit Dumnezeu să spună: Petrișor, ești un om după inima mea? Sau Ana, sau Dani, sau oricare altul, ești un om după inima mea? Îmi place felul în care trăiești. Îmi place felul în care te raportezi la semenii tăi, la mine ca și Dumnezeu. Mi-e drag de trăirea ta. Sau spune Dumnezeu: ai multe lucruri de schimbat. Fii atent acolo. Sau fii atent acolo. Analizează-te și eu, ca și Dumnezeu, spun că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbi în viața ta. Totuși, cel mai frumos lucru și cel mai minunat este că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu știe că suntem oameni limitați. Ne iubește pe fiecare dintre noi așa cum suntem, cu greșelile și cu falimentele noastre. El vrea să călătorească cu noi și în anul următor și în tot restul vieții. Asta este dorința lui Dumnezeu, să vină cu noi. Amintiți-vă de Moise, care atunci când a simțit că a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, în ciuda falimentelor pe care poporul ales le-a avut, Dumnezeu l-a arătat dragostea. Și spune Moise: acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Betesda este poporul lui Dumnezeu. Noi toți suntem copiii lui. Și Dumnezeu își va aminti de fiecare dintre noi, cei care alegem să trăim cu Hristos, cei care alegem să trăim în supunere, cei care alegem să trăim lângă Dumnezeu, în frică și în temere, în ascultare. Avem un Dumnezeu care ne iubește, avem un Dumnezeu care ne călăuzește și El știe că noi suntem biserica Lui, că suntem copiii Lui, care avem nevoie de Dumnezeu. În versetul 14 spune cuvântul lui Dumnezeu și îmi place răspunsul pe care Moise îl primește: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Voi merge eu însumi cu fiecare din voi și în 2015. Alegeți să trăiți cu Dumnezeu. Alegeți să trăiți lângă mine. Noi așa că avem nevoie de Dumnezeu și în anul următor. Haideți să-i spunem lucrul acesta în rugăciune. Haideți să-l implorăm. Haideți să rugăm să fie stăpânul și domnul și călăuzitorul vieții noastre. Căci avem nevoie de Dumnezeu. Thank you.
aștept să văd prezența ta divină. Și încă nu înțeleg, o Domnul meu, că tu iubești să locuiești în mine. Un templu sfânt să fie inima, în care zi de zi să locuiești. O viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. Un templu sfânt să-mi fie inima, în care zi de zi să locuiești. O viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. În cununarea creațiunii tale sunt și mi depus un dor de veșnicie, și templul meu de aici, de pe pământ, doresc să ajungă sus în cer la tine. Templul sfânt să fie inima, în care zi de zi să locuiești. Să respir cuvântul tău și mă rog, Doamne, tot mai mult să te cunosc, condu-mă în fiecare clipă ce-o trăiesc. Zi de zi, Doamne, vreau să luminez mereu. Yeah.
cu tine, Doamne. Eu vreau cu tine să trăiesc. Eu vreau cu tine să trăiesc. Eu vreau cu tine să trăiesc. Este declarația noastră, Doamne. Vrem cu tine să trăim în fiecare zi. Eu vreau cu tine să. Să vă invit să medităm la câteva întrebări, să vă pun câteva întrebări la început. Ce este mai spiritual? Vreau să vă gândiți atent la asta. Ce este mai spiritual? Să speli vase sau să te rogi? Să fii mamă și să ai grijă de copiii tăi acasă sau să fii misionară în Africa? Să predici Evanghelia sau să construiești casă? Să fii pastor sau profesor într-o școală sau profesor într-o școală publică? Ce este mai spiritual? Dacă vrea cineva să răspundă, poate să facă. Dacă nu vă gândiți, trec mai... Dați, întrebări capcană, da? Ok, nu răspundeți. Să nu cădeți în capcană. Bun. Am să vă spun ceva din povestea vieții mele, scurt, nu vă spun toată. În 2005 mi-am scris valorile personale. Mi le-am scris pe hârtie. Prețuiesc și respect mai mult ca orice pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care mi-a dat viață, mă ține. Și erau acolo despre muncă, despre educație, despre familie, despre tot ce înseamnă viața mea, ce prețuiesc și în ce vreau să-mi investez viața mea. Și să vă spun ce am scris despre muncă, despre profesie. Am scris, prețuiesc profesia și ocupația ca mijloace prin care pot să-mi câștig existența și să ajut pe cei în nevoie. Și trăiam într-o realitate divizată. Viața mea era împărțită în două. Între muncă și profesie, unde pot să-mi câștig eu existența cu forțele mele și când am mult să mai dau și la alții, și între slujirea lui Dumnezeu, care o făceam doar când veneam în weekend la biserică. Acum sper să înțelegeți mai bine. Asta, în felul ăsta mi-am trăit viața, în această tensiune. Consideram că mă duc la muncă să slujesc pe mamona, să câștig bani, să-mi câștig existența și vin la biserică în weekend și îl slujesc pe Dumnezeu, sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și am trăit mulți ani în această tensiune, în această realitate divizată, până când Dumnezeu mi-a vorbit și a adus o pace și o liniște în viața mea și o schimbare. Dar haideți să vedem un scurt istoric al acestui concept. De unde vine această realitate divizată? De unde ni s-a imprimat în mintea noastră acest tipar de gândire? El este foarte vechi, să știți, nu e nou. Există un curent despre care o să vorbesc foarte pe scurt, se numește gnosticism. Gnosticismul pătrunde în creștinismul timpuriu încă din vremea apostolilor. Atenție, apostolii erau în viață și scriau epistolele și au de luptat împotriva acestui curent care se numește împotriva acestei filozofii lumești care a pătruns în biserică și care se numește gnosticism. Ce spunea gnosticismul? Foarte pe scurt, gnosticismul susținea această realitate divizată, această viață împărțită, dualismul absolut. Gnosticismul spunea că lumea, cosmosul, trupul, materia sunt considerate creații, erau considerate creații demonice, accidentale. Și sufletul doar era de origine divină și acest suflet este captiv în trup, în această lume materială. Adevărata religie, spuneau gnosticii,
constă în a scăpa din această închisoare ridicată de forțele diabolice și a contribui la distrugerea ei, la distrugerea tot ce înseamnă trup, materie și cosmos și așa mai departe. Apostolul Pavel și Apostolul Ioan luptă în epistolele lui împotriva acestei curent de gândire. În Coloseni atinge foarte mult acest curent și spune: dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, Coloseni 2:20, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Acestea spuneau gnosticii. Era o parte din gnostici care spuneau că materia, trupul, este rău. Trebuie să ne purtăm aspru cu el, să nu luăm, să nu gustăm, să nu atingem, în 1 Timotei 4:3 este mult mai explicit Pavel cu privire la această filozofie și spune că acești oameni vin și opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de cei ce cunosc adevărul. Ei opreau cele mai elementare. Ce poate fi mai elementar decât aceste două lucruri pentru viața omului? Căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Adică să mănânci, să te căsătorești și să ai copii. Ce poate fi mai... Ei opreau aceste lucruri elementare, pentru că spuneau că materia, trupul, este diabolic, este de la diavolul și numai sufletul e captiv în acest trup. Și ei spuneau că Iisus Hristos nu a venit într-un trup ca și al nostru. Și Apostolul Ioan și Apostolul Pavel luptă foarte mult și vorbește despre faptul că Iisus Hristos a venit în trup. Apostolul Ioan spune: oricine zice că Iisus Hristos a venit în trup, da? Și Apostolul Pavel în Coloseni, tot aici în Coloseni 2, spune că în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. El este capul trupului a bisericii, cel întâi născut din toată zidirea. El s-a înălțat la cer într-un trup, într-adevăr, într-un trup de slavă, dar a avut un trup ca și al nostru, care a fost transformat. Și El este cel întâi născut din toată zidirea. Și trupul acesta este creația lui Dumnezeu, este important. Materia este creația lui Dumnezeu și este important. Dar atât despre gnosticism, ar fi mult de vorbit, dar bănuiesc că faceți studii și pe epistole și puteți vedea acest curent care a afectat biserica primară. Apoi haideți să ne uităm puțin la biserica primară. Biserica primară s-a dezvoltat ca un trup. Voi sunteți trupul lui Hristos, ne învață Pavel, mădulare unii altora. Prin implicarea tuturor credincioșilor, cu mădulare în funcție de darurile pe care le-au primit. Biserica primară se aduna în case obișnuite. Se aduna în jurul mesei câte 12, 50, 120 de oameni după mărimea casei unde erau adunați. Nu era nicio separare, nicio ierarhizare formală. Cine vrea să fie mai mare între ei trebuia să fie robul tuturor. În Coloseni ne dă Pavel, ne face să privim puțin la biserica primară și spune ce anume trebuie să se întâmple în această biserică. El spune: îngăduiți-vă unii pe alții, în 13:13, iertați-vă unul pe altul, învățați-vă unul pe altul, sfătuiți-vă unul pe altul. Vedeți? Unul pe altul. Dacă vă uitați în Coloseni, se repetă aceasta: unul pe altul. Era o comunitate în jurul unei mese unde mâncau, luau cina Domnului și unde se sfătuiau, se învățau unul pe altul. Și se iertau unul pe altul și se îngăduiau unul pe altul. Aici nu mai era nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos totul în toți. Imaginați-vă această comunitate din primul secol, cât de atractiv a fost, cât de, ca un magnet atrăgea lumea la ea. Întreg Imperiul Roman a fost împânzit cu astfel de comunități adunate în jurul meselor, care serbau cina, care se învățau unul pe altul, se sfătuiau unul pe altul, se iertau unul pe altul, se îngăduiau unul pe altul. O comunitate multicoloră, barbar, scit, iudeu. Imaginați-vă ce
ce diferențe erau aici. O comunitate multicolor, dar foarte atractivă. Și așa era biserica primului secol. Dar în secolul al IV-lea, în vremea împăratului Constantin, creștinismul devine religie de stat, impusă prin lege. Împăratul Constantin construiește prima biserică, pe care o numește Bazilică. Structura interioară a acestei biserici a fost modelată după sala tronului. În partea din față avea o apsidă în formă de semicerc, unde se afla clerul, unde stătea clerul. În centrul apsidei era un tron, unde stătea episcopul, înconjurat de semicercul de sfătuitori. Și în fața apsidei se afla o încăpere mare, deschisă, unde supușii episcopului, membrii bisericii, veneau să asculte slujba. Vedeți trecerea? De la o comunitate multicoloră, o comunitate care se slujeau, se iubeau unul pe altul, se învățau, se sfătuiau, se iertau în jurul mesei, în jurul cinei Domnului, la o biserică, o ierarhie, episcop, sfătuitori și ascultători sau supuși episcopului. Schimbarea focarului bisericii de la viața degajată din case la această atmosferă rigidă din bazilică a schimbat rapid întregul concept de biserică. Clădirile de atunci se împart în două. Sunt două feluri de clădiri. Sunt biserici care sunt considerate casa Domnului sfântă și sunt case obișnuite, care nu sunt considerate sfinte, sunt casele noastre. Ocupațiile oamenilor se împart de atunci în două. Care sunt aceștia? Clerci, cei care slujesc în biserică, slujitorii Domnului, și laici, cei care beneficiază de serviciile slujitorilor Domnului. Au ocupații seculare în afara bisericii. Haideți să ne mai uităm la un aspect. În epoca modernă, în vechime, oamenii acceptau în unanimitate că Dumnezeu a creat universul, că El face să plouă, El face să fulgere, să tune și să apară curcubeul. În epoca modernă, odată cu descoperirile științifice, oamenii au încetat să mai creadă acest lucru. Oamenii de știință au prezentat date despre presiunea aerului, umiditate, curenți de aer și au spus că aceste fenomene fac să plouă. Nu avem nevoie de Dumnezeu pentru a explica asta. Nu avem nevoie de Dumnezeu pentru a explica nici măcar apariția Universului, spun ei. Dar cunoașterea procesului chimic și meteorologic nu contrazice faptul că Dumnezeu face să plouă. El este Cel care a proiectat, a creat și susține toate aceste procese naturale. Mulți dintre noi am capitulat în fața acestei noi viziuni despre lume și viață. L-am așezat pe Dumnezeu undeva acolo sus în cer, departe de pământ și de viața noastră de zi cu zi. El n-are nimic de a face cu munca noastră, cu ogorul nostru, cu... Toate astea sunt simple fenomene care se întâmplă. E economie, e agricultură, e... Dumnezeu e undeva sus în cer și n-are nimic de a face cu viața noastră de zi cu zi. Credința a devenit o chestiune privată, care nu are nimic de a face cu viața publică. Numai eu și cu Iisus, este un imn vechi, numai eu și cu Iisus, și Iisus e adânc în inima mea. O chestiune foarte privată. Consecințele acestui tipar de gândire pe care l-am numit realitate divizată sunt devastatoare. Viața nu mai este văzută ca un întreg, ci este divizată între spiritual și material, sacru și secular. Activitățile spirituale le considerăm importante, iar celelalte activități le facem numai pentru că trebuie făcute.
domnia lui Hristos este diminuată, este recunoscută numai peste lucrurile pe care le considerăm spirituale, activitățile de zi cu zi pe care le întreprindem și le numim seculare, nu mai au un scop și o semnificație. Am încetat să mai fim sare și lumină, să avem un impact semnificativ în societatea în care trăim. Vă invit să ne gândim puțin la termenii Hristos, creștin, creștinism. Istoria ne arată schimbarea focarului de la Hristos către creștin și apoi către creștinism. Adică relația directă cu Hristos, o cale dinamică în viață pe care o urmăm, s-a transformat într-o ideologie religioasă și mai apoi într-o instituție. Se spune că într-un ziar din Anglia a apărut titlul unui articol mare: Dumnezeu a părăsit biserica. Și sub acest titlu era articolul și un interviu cu unul din preoții anglicani, care a spus așa: respectăm decizia lui, fiecare este liber să aleagă biserica la care merge. Ok, nu știu dacă ați înțeles. Sau nu se râde. Bun. Luther, în secolul XVI, a inițiat reforma și a reașezat bazele biblice ale credinței creștine. Cine poate să-mi spună care au fost principalele doctrine care le-a predicat Luther? Vrea cineva să încerci? Asta nu mai e capcană. Sola Scriptura, da? Sola Grația, adică numai Scriptura, numai Harul, mântuirea numai prin Har, și a mai fost una. Sola Fide, numai credință, da. Dar a mai fost una. Preoția tuturor credincioșilor. Luther a venit și a vorbit despre această preoție a tuturor credincioșilor. Se numește doctrina despre vocație, doctrina despre chemare. Vocația în original înseamnă chemare și în mod special se referă la chemarea pe care Dumnezeu o face pentru om. Noi folosim deseori acest termen, vocație, pentru a ne referi strict la chemarea lui Dumnezeu de a sluji în biserică. Dar Luther a reașezat bazele acestei doctrine despre chemare, despre vocație. Și a spus că chemarea lui Dumnezeu este mai largă decât atât. Să privim viața noastră ca un întreg. Prima noastră, haideți să vedem puțin ce fel de chemări putem avea în viață. Nu există chemare fără cineva care să cheme. Și vorbim acum despre chemarea pe care Dumnezeu o face omului. Da? Prima noastră chemare este să-L urmăm pe Hristos. Este momentul întâlnirii noastre cu Hristos. Pavel vorbește despre aceasta în Coloseni și spune: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Prima dată Dumnezeu ne cheamă să ne izbăvească de sub puterea întunericului și să ne strămute în împărăția Lui Fiului dragostei Lui, unde avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Asta e prima chemare care ne-o face Dumnezeu. Fără această chemare, nu putem beneficia de aceea de a doua chemare a lui Dumnezeu. A doua chemare este ca oricând, oriunde și cu oricine să trăim pentru El. Toate activitățile noastre, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Voi slujiți Domnului Hristos și răsplata o primiți de la El. Asta înseamnă ca toată viața noastră, toate activitățile noastre, să le reașezăm sub domnia lui Hristos. Tot ce facem. Tot în Coloseni 2:6, apostolul spune așa: astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Domnul, așa să și umblați în El. Să umblăm înaintea Domnului.
A doua chemare poate fi o chemare generală pentru toți. De exemplu, fiți sfinți după cum și Tatăl meu este sfânt. Fiți, este o chemare la sfințenie pentru toți. Iubiți-vă unii pe alții, da? Îngăduiți-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții. Repet aceste cuvinte pentru că îmi plac. Asta este biserica care Hristos și-o dorește. Este o chemare generală pentru toți. Poate fi și o chemare individuală, o chemare specială. De exemplu, Dumnezeu îl cheamă pe Moise să izbăvească poporul Israel din Egipt. Dumnezeu îl cheamă pe Avram să iasă din țara tatălui său și îl va face un neam mare și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin el. Sunt și chemări speciale. Nu toți avem parte de astfel de chemări speciale. E Dumnezeu decide dacă să ne facă, dacă e nevoie să ne facă o chemare specială sau ne lasă cu aceste chemări generale. Toți avem nevoie de o întâlnire cu Hristos și să fim deschiși să răspundem chemării Lui. Uneori auzim chemarea Lui Dumnezeu dacă căutăm, dacă încercăm, dacă greșim. Și mai există o a treia chemare, o să vorbim mai puțin despre ea, chemarea finală. Este chemarea aceea când Hristos va zice, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția cerurilor, care v-a fost pregătită. Este acea chemare finală. Care este scopul chemării? Vom vorbi în special de chemarea a doua, chemarea pe care Dumnezeu ne-o face să lucrăm pentru El. Ceea ce facem ca răspuns la a doua chemare a lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu mântuirea noastră. În Efeseni 2:8-9 citim că voi, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar apostolul continuă în acest Efeseni și spune așa. Continuă să spună că scopul nostru în viață este să facem faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte ca să umble în ele. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Chemarea Lui este să răspundem cu dragoste la dragostea Lui. Care este cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În economia lui Dumnezeu, fiecare persoană trebuie să-și iubească aproapele și să-L slujească, folosindu-și darurile primite. Acesta este scopul chemării noastre, să ne iubim aproapele și să-L slujim folosind darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Rezultatul este un vast interschimb, o unire a oamenilor diferiți, cu daruri diferite, grupați într-o ordine socială, a cărei substanță și energie este dragostea. În lumea seculară, în lumea noastră, acest interschimb se numește economie sau politică. Ne grupăm în societăți comerciale sau în partide politice sau altfel de asociații și are drept scop acumularea de bogății sau putere, dobândirea puterii. Dumnezeu ne cheamă să fim diferiți. El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui ca să trăim diferit. Ca să trăim diferit. În împărăția lui Dumnezeu, acest interschimb se numește slujire și are drept scop să dăruiești, să iubești. Este mai ferice să dai decât să primești. Dragostea lui Dumnezeu, citim în Romani, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. De asemenea, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că
Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. La asta ne invită Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu e o resursă inepuizabilă, ca un râu care curge, o resursă inepuizabilă, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat pentru a oferi celor din jurul nostru. Cu cât oferim mai mult, cu atât o avem mai mult. Este ca un râu. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dacă nu oferim, nu avem. Dar este o resursă inepuizabilă pe care toți o avem la dispoziție. Și asta e cea din tâi poruncă, să iubești pe aproapele tău. Dar Iisus Hristos se identifică cu aproapele nostru. El ne spune în Matei 25 cu 34, veniți binecuvântații Tatălui, este această chemare finală, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Și știți, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Și știți, continuare, Doamne, când? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iisus se identifică cu aproapele nostru și ne cere să-L iubim, să-L slujim. Prin lucruri elementare, să știți că aici nu sunt lucruri spirituale, așa cum le numim noi. E vorba de a da cuiva să mănânce, a-l găzdui într-o casă, a-l vizita în închisoare, a-l vizita în spital, lucruri foarte elementare, nu sunt lucruri extraordinare, mărunte. Dar haideți să vedem cine este aproapele meu pe care trebuie să-l slujesc, arătându-i dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să mă duc în discuție despre prima noastră chemare de a-L sluji pe Dumnezeu în familie. Aveți un talon, este primul cadran, familia, unde să vă invit spre final sau puteți și acum să vă notați care sunt rolurile dumneavoastră în familie. Sunteți tată, mamă, soră, frate, bunic, copil și așa mai departe. Prima noastră chemare este să fim copii într-o familie. Nu alegem familia în care ne naștem, pur și simplu ne naștem. Și chemarea aceasta rămâne atâta timp cât părinții noștri sau frații noștri, părinții noștri sunt în viață. Și chemarea este să îi cinstim. Și Biblia vorbește foarte mult despre această chemare. Prima poruncă avem în Exod 20 cu 12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și în Coloseni 3 cu 20, epistola din care vorbim acum, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri în toate lucrurile, căci așa place Domnului. O altă chemare este aceea de a fi părinți. Dumnezeu putea să populeze lumea creând fiecare om din țărână, dar a ales să o facă prin noi, să ne facă părinți. Și în Coloseni 3 cu 21, Pavel li se adresează părinților și le spune: părinți, nu întăritați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Aveți grijă cum vă purtați cu ei. În Genesa 1 cu 28, Dumnezeu îi spune lui Adam și Eva: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. O altă chemare este să fim soți sau soție. Este chemarea lui Dumnezeu pentru soție să vadă în soțul ei pe Hristos și să se supună ei așa cum biserica se supune lui Hristos. Și chemarea lui Dumnezeu pentru soț să vadă în ea biserica lui Hristos și să o iubească cum și-a iubit Hristos biserica. În Coloseni 3 cu 18, epistola pe care Pavel o adresează colosenilor, ne spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, vor iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Cine este aproapele meu în familie pe care Dumnezeu mă cheamă să-L iubesc și să-L slujesc? Este tatăl meu,
mama mea, copilul meu, soțul meu, nepotul, bunicul, fratele, sora, cel cu care locuiesc în fiecare zi. Dumnezeu mă cheamă să-L slujesc, să-L iubesc, să-I arăt dragostea Lui. Și cu cât o ofer mai mult, cu atât o am mai mult. Este ca un râu care curge și poate să curgă în casa mea. Pentru mine asta e cea mai importantă chemare, să fiu soț pentru Violeta, să fiu tată pentru Adeus, Darius și Ana. E una din cele mai importante chemări. Am pus-o în centrul vieții mele. Eu, în primul rând, mă văd chemat de Dumnezeu să mă ocup de familia mea. O a doua chemare pe care Dumnezeu ne-o face este la muncă, să muncem, să avem un job. Este al doilea cadran. Sau să învățăm, dacă suntem în perioada în care învățăm. Sau putem învăța și în timp ce muncim. Dar este o chemare pe care Dumnezeu ne-o face tuturor. Și Luther vine și spune așa, atunci când restaurează această doctrină a chemării, a vocației, a preoției tuturor credincioșilor, el vine și spune foarte simplu, atunci când ne rugăm Tatăl nostru, cum ne rugăm? Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și Dumnezeu nu face să cadă mană din cer, a făcut o singură dată pentru poporul Israel. Dar Dumnezeu are slujitori. Unii sunt conștienți că sunt slujitorii Lui, alții nu sunt conștienți. Cei care s-au întâlnit cu Hristos sunt conștienți, cei care nu sunt conștienți. Dar Dumnezeu se folosește de țăranul care cultivă grâu, sau agricultorul care cultivă grâu. Se folosește de firme de transport și oameni care transportă, șoferi care transportă grâul. Se folosește de firme care au brutării, da? Și prelucrează grâul și îl transformă în pâine. Și apoi se folosește de vânzătoarea de la magazin și ne dă pâinea cea de toate zilele. Este cineva aici care o primește, cade dimineața în fața casei? Așa ne-o dă. Mie așa ne-o dă. Se folosește de toți acești oameni. Și eu îi mulțumesc. În fiecare zi îi mulțumesc pentru pâinea care mi-o dă. Și în mod implicit îi mulțumesc pentru vânzătoarea de la magazin, îi mulțumesc pentru cel care a trăierat grâu, pentru cel care l-a transportat, pentru toți. Și nu numai pâinea, îmi dă toate celelalte în felul acesta. Se folosește de firme de construcții ca să facă să am unde să locuiesc și de firme de imobiliare ca să putem să ne închiriem o casă și așa mai departe. Dacă începem să ne gândim la tot ce Dumnezeu ne dă ca să satisfacă nevoile noastre elementare, El se folosește de oameni pentru asta. Când ne rugăm să ne vindece, de cele mai multe ori El o face folosindu-se de producători de medicamente, de farmaciști, de asistente, de doctori. Eu de cele mai multe ori mă vindec așa. Am avut o singură dată când m-am vindecat mai prin minune, așa. Dar în rest, în felul ăsta mă vindec. Dumnezeu se folosește de asistente, de doctori, de farmaciști, de medicamente. Chemarea lui Dumnezeu la muncă este foarte clară în Biblie și este pentru fiecare din noi. În Genesa, Dumnezeu își termină lucrarea de creația lumii și cere lui Adam să continue această lucrare, să lucreze grădina Edenului. Lucrarea noastră este o imitație a lucrării lui Dumnezeu. Lucrând, muncind, noi adăugăm valoare lumii în care trăim, în lumii create de Dumnezeu. Munca noastră nu are valoare doar pentru că la locul de muncă evangelizăm pe colegii noștri sau primim bani. Ea are valoare în sine, intrisecă. Prin munca noastră împlinim porunca lui Dumnezeu, iubim și slujim pe semenul nostru și adăugăm valoare lumii create de Dumnezeu. Tot în Coloseni 3:22, Pavel se referă la relația dintre angajatori și angajați. Și spune așa, robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul.
orice faceți, și acest verset l-am citit la început, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Hristos. Cine umblă în strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Cine este aproapele meu la locul de muncă? Colegul meu de birou sau de șantier, șeful meu, angajatul meu, partenerul de afaceri, furnizorul, clientul. Dacă scopul muncii mele este să-L iubesc și să-L slujesc, să-mi iubesc și să-mi slujesc aproapele, atunci chemarea lui Dumnezeu pentru mine este să-mi iubesc și să-mi slujesc clienții, partenerii de afaceri, furnizorii, colegii, șefii, angajații, subalternii. Acum trebuie să recunosc că pe mine m-a întins și mă întinde la maxim acest lucru. Eu am făcut o societate comercială și această societate, după cum știți, conform legii, este pentru profit. Nu este pentru a-ți sluji și a-ți iubi aproapele. Și nu este nici pentru a adăuga valoare lumii create lui Dumnezeu. Conform a tot ce ne învață lumea asta, economia și chiar și a practicilor din biserici. Societatea o faci pentru profit și când vii la biserică îl slujești pe Dumnezeu. Am făcut de-a lungul timpului proceduri, fișe de post, rapoarte de activitate. Am crezut tot timpul că scopul muncii mele este profitul. Și cu ajutorul acestui profit pot să dăruiesc, pot să dau mai departe. E un lucru bun să dai, dar am crezut că eu îmi câștig pâine. Eu câștig acest profit. Și am dezvoltat relații de tip câștig-câștig, contractuale, atât cu angajați, cât și cu furnizori, cât și cu parteneri, cât cu toți, cu toți. Relații de tip câștig-câștig, contractuale. Am încercat să fiu onest. De când am aflat că scopul muncii mele, am fost strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui și munca mea capătă o altă valoare, o altă dimensiune. De când am aflat că scopul muncii mele este să-mi iubesc și să-mi slujesc clienții, colegii, partenerii, să adaug valoare lumii acesteia în care trăiesc, prin produsele, serviciile pe care le ofer, să slujesc Domnului Hristos și răsplata o voi primi de la El, a trebuit să îmi regândesc și stau în continuare și îmi regândesc întreaga strategie. Este un proces de schimbare dureros și anevoios. Nu pot să vă spun că am rezolvat problema. Dar atât de întipărit e acest tipar de gândire a lumii, această învățătură înșelătoare, că noi muncim pentru a ne câștiga existența și îl slujim pe Dumnezeu doar duminica la biserică. Încât dacă vă uitați atent, întreaga noastră viață e construită așa, e construită pe această temelie. Eu așa am văzut la mine, fiecare dintre dumneavoastră vă analizați. Noi am fost strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu noi ne câștigăm existența. Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele. Noi îl slujim pe El și răsplata o primim de la El. El se îngrijește și de pâinea cea de toate zilele, de tot ce avem nevoie. Dar ne cheamă să îl slujim pe El, iubindu-ne și slujindu-ne aproapele. E o schimbare de paradigmă, o schimbare a unui tipar de gândire care trebuie să aducă rezultate în comportamentul nostru, în viața noastră de zi cu zi. O altă chemare pe care Dumnezeu ne-o face este să fim cetățeni ai unei țări. Noi nu alegem țara în care ne naștem. Creștinismul este al patrulea cadran, al treilea. Creștinismul nu este o religie culturală.
iudaismul, hinduismul sunt religii culturale. Pentru a adopta una din aceste religii, hinduism sau iudaism, trebuie să adopți o cultură, un anumit stil de îmbrăcăminte, mâncare și obiceiuri sociale. Creștinismul este pentru orice cultură. Iisus ne spune să mergem la toate etniile, la toate națiile. Hristos ne trimite să facem ucenici din toate neamurile. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este că, deși suntem cetățeni ai împărăției Lui, strămutați în împărăția Lui, rămânem în continuare cetățeni ai acestei țări și suntem responsabili. În Coloseni, ca să revin la epistola pe care am analizat-o, 4:5, Pavel ne spune: purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Răscumpărați vremea. Acest termen, răscumpărați vremea, este tradus în alte traduceri cu fructificați la maxim orice oportunitate care vă apare. Răscumpărați vremea, fructificați la maxim orice oportunitate care o aveți. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. În Romani 13:1 citim de asemenea: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru binele nostru. Dați tuturor ce sunteți datori. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vama, dați vama. Cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Asta înseamnă să ne plătim impozitele și taxele și una din metodele prin care noi putem fi cetățeni responsabili acestei țări. Și în zilele noastre să-ți plătești impozitele și taxele, eu le-am enumerat așa: să nu faci evaziune fiscală, să nu muncești la negru, să nu faci, eu știu, alte lucruri care pot să te absolvă de aceste lucruri. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să îi respectăm, să îi cinstim, să ne plătim impozitele și taxele și nu numai atât, să fructificăm la maxim orice oportunitate care apare. Asta poate să însemne să ne implicăm social, să fim activiști, să facem activități sociale. Să ajutăm, eu știu, bătrâni, un azil de bătrâni, un spital, să curățăm un parc, să facem orice activitate socială sau să ne implicăm politic. Biserica nu trebuie politizată, nu trebuie să venim aici și să susținem un partid, dar fiecare din noi suntem responsabili și putem să ne implicăm în politică și să fructificăm la maxim orice oportunitate, orice, dar să fim cu urechea deschisă, să auzim chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Cum pot să-mi iubesc și să-mi slujesc țara în care m-am născut? O altă chemare pe care Dumnezeu ne-o face și este ultima de care vorbesc, este chemarea lui Dumnezeu în biserică. Cea mai utilizată metaforă pentru a descrie biserica este trupul și mădularele care lucrează în unitate. Există o chemare aici generală pentru toți cei din biserică și am mai spus despre ea. În Coloseni o citim sub forma acestor îndemnuri ai Apostolului Pavel: nu vă mințiți unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unul pe altul, învățați-vă unul pe altul, sfătuiți-vă unul pe altul. Asta e chemarea generală pentru toți care facem parte din trupul lui Hristos. Vreau să specific aici, atunci când vorbesc de biserică, nu vorbesc de clădire. Biserica suntem noi, cei care plecăm de aici. Aici doar ne adunăm împreună, trupul lui Hristos se adună împreună, dar biserica lui Hristos este împrăștiată în majoritatea zilelor în orașul acesta și este prin casele noastre și prin locurile noastre de muncă și prin școlile noastre și peste tot pe unde ne aflăm. Acolo e biserica lui Hristos și acolo ne cheamă să nu ne mințim, și aici,
să ne mințim, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iertăm unul pe altul, să ne învățăm unul pe altul, să ne sfătuim unul pe altul. Și există și o chemare specială pentru unii din biserică. În Efeseni citim, că Efeseni 4:11, că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Există unii în biserică care sunt chemați în mod special la această lucrare de învățare, de păstorire, de pentru desăvârșirea celorlalți în vederea lucrării de slujire pe care o au de făcut în biserică sau în afara ei. Aici există o distorsiune pe care am făcut-o. Așa cum am spus la început, considerăm toate celelalte activități nespirituale și doar lucrările din biserică spirituale. Luther a venit să reașeze lucrurile și a spus că munca preoților și a călugărilor nu diferă în ochii lui Dumnezeu de munca țăranilor agricultori, a femeilor casnice. Orice muncă este măsurată înaintea lui Dumnezeu după credincioșia cu care e făcută. Păcatul împotriva vocației. Nu toți lucrăm în acord cu vocația, cu chemarea lui Dumnezeu. Există cel puțin două moduri de a ne împotrivi chemării lui Dumnezeu. Și aș vrea dacă puteți să mai fiți puțin atenți. Primul și cel mai comun. Studiile ne arată că aproape 50% din oameni fac această greșeală. Și nu e vorba numai de oameni din biserică, e vorba de în general. 50% din oameni facem această greșeală. Este atunci când ne alegem cariera, jobul, după criteriile. Cel mai ușor de realizat, cel mai bine plătit, acceptat de părinți, popular printre prieteni, fără a ține cont de designul nostru unic, de darurile noastre naturale și spirituale pe care Dumnezeu ne-a înzestrat și ni le-a dat ca să lucrăm cu ele. Alegem, înțelegeți diferența? Alegem după cei mai bine plătit, cei mai popular printre prieteni, cei mai, repet acum lucrurile, cei mai ușor de realizat, fără a ține cont de aceste lucruri. În primul rând, Dumnezeu ne dă o anumită construcție, un anumit design, ne dă daruri, talente și daruri spirituale. Și atunci când noi nu ținem cont de ele și ne apucăm să lucrăm în dezacord cu ele, lucrăm în dezacord cu chemarea lui Dumnezeu. Păcătuim împotriva vocației. Și acest lucru are consecințe pentru noi, în primul rând, și apoi pentru ceilalți. Devenim captivi propriei noastre alegeri. Trăim cu frustrare, poate mulți dintre dumneavoastră care ați ales după aceste criterii, vă dați seama, trăim cu frustrare, trăim cu lipsă de pasiune, mergem la muncă și întrebăm pe colegul când scăpăm, cumva să se termină odată corvoada asta. Caracterizați de mediocritate, facem lucrurile doar de ochii șefului pentru a obține foloase, nu lucrăm să-L slujim pe Hristos și când nu-i șeful de față. Productivitate scăzută și șanse reușite de a ne pierde locul de muncă. Oricând poate fi un nou început, oricând putem sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, care sunt talentele mele, care sunt oportunitățile pe care Tu mi le areci, le deschizi pentru mine și ce vrei să fac ca să răspund chemării Tale, să fiu la locul potrivit. Nu mai vreau să fiu frustrat, nu mai vreau să fiu mediocru, nu mai vreau să mă duc la muncă gândindu-mă când voi scăpa de aici, de această corvoadă, vreau să mă duc să te slujesc cu plăcere. Oricând poate fi un nou început. Trebuie să ne deschidem urechea și să ascultăm chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Al doilea mod în care putem păcătui împotriva chemării lui Dumnezeu este când alegem să facem lucruri care sunt împotriva caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cheamă oameni să facă lucruri care sunt împotriva caracterului Lui. Dacă ne implicăm în trafic de droguri, distrugem ecosistemul, lucrăm în industria pornografiei,
facem trafic de ființe umane sau lucrăm cu astfel de oameni, este o lucrare în afara chemării lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne mai punem întrebarea, oare vrea Dumnezeu să fim aici? Nu, e un păcat împotriva vocației, n-am răspuns chemării lui Dumnezeu. Mai este un lucru care vreau să-l aduc în discuție, purtarea crucii în vocație. Nu întotdeauna este ușor. Iisus ne-a promis că în lume vom avea necazuri. Asta e promisiunea lui Iisus, nu că va fi ușor. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Chemarea dă muncii de zi cu zi, în schimb, dacă răspundem chemării noastre și muncim în acord cu chemarea noastră, chemarea dă muncii de zi cu zi demnitate și valoare spirituală. Munca neplăcută, de corvoată, făcută pentru oameni, este o muncă neplăcută. Dar munca neplăcută, făcută pentru Dumnezeu, este ridicată și schimbată, are o altă valoare. Luther spunea că Dumnezeu și îngerii se bucură când un om schimbă scutecele unui bebeluș. Acum, noi știm că nu ne place lucrul ăsta, e o muncă de mirositoare, da? Dar Dumnezeu și îngerii, dacă noi răspundem în felul ăsta chemării lui Dumnezeu să ne creștem copilul, să-l îngrijim, Dumnezeu și îngerii, spune Luther, se bucură când un om schimbă scutecele unui bebeluș. Hudson Taylor spunea că un lucru mic e un lucru mic, dar credincioșia un lucru mic e un lucru mare. Și Maica Tereza spunea că eu nu fac lucruri mari, eu fac lucruri mici cu o dragoste mare. Atunci când răspundem chemării lui Dumnezeu și trebuie să facem o muncă care e grea, e corvoadă, da? Putem să ne gândim la aceste chemări, la chemarea lui Dumnezeu și faptul că munca noastră are o valoare în ochii lui Dumnezeu. Să mături astfel încât îngerii din cer să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-i zic: ai văzut pe slujitorul tău cum mătură strada sau casa? În felul ăsta să reușim să facem lucrurile sau să speli vasele în felul acesta. Cea mai importantă chemare și chemarea finală pe care Dumnezeu ne-o facem, dar am să vorbesc un pic mai târziu despre asta. Dumnezeu ne spune să trăim în fața audienței Lui. Spune lui Avram: umblă înaintea mea și fii fără prihană în tot ce faci. Dacă ați văzut cele patru cadrane, nu este decât un mic mod de a ne împărți viața în patru domenii. Dar acolo ar trebui să scriem rolurile noastre. Să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să umblu înaintea Ta în tot ce fac. Să trăim în fața audienței lui Dumnezeu, singura audiență care contează. Înaintea lumii să nu avem nimic de demonstrat, nimic de câștigat, nimic de pierdut. Singura audiență care contează pentru noi este audiența lui Dumnezeu. Vreau să umblu înaintea Ta și să fiu fără prihană. Cea mai importantă chemare care ne-o face lui Dumnezeu și chemarea finală este chemarea de la sfârșitul vieții. E posibil să ne pierdem slujba între timp și cu toții o să ne-o pierdem. E posibil să ne pierdem sănătatea și cu toții o să ne-o pierdem dacă nu ne-am pierdut-o încă. Să ne pensionăm de la muncă, Dar nu ne vom opri niciodată, putem să nu ne oprim niciodată de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Până când vom auzi acea chemare finală, care este moartea: vino, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, în lucrurile mărunte, te voi pune peste multe. Vino, rob bun și credincios. Și asta e cea mai mare chemare care Dumnezeu ne-o va face fiecăruia dintre noi, dacă îl slujim cu credincioșie în toate domeniile vieții noastre. Moartea devine punctul culminant al vieții. Devine, după viață de străin și călător, ajungem acasă, după ce toți acești ani am auzit vocea Lui. Atunci îl vom vedea față în față și vom simți brațele Lui, Cel ce ne cheamă
e Tatăl nostru și El ne cheamă acasă. Reforma lui Luther și această restaurare a doctrinei vocației, a preoției tuturor credincioșilor, a avut un puternic impact în Europa secolului XVI. Multe din descoperirile științifice, multe din lucrurile de care beneficiem astăzi, se datorează acestei reforme. Biserica protestantă s-a bucurat de o mare influență în artă, în literatură, în muzică, în educație, în justiție, în politică, în știință, în economie, pentru că oamenii au început să facă lucrurile pentru Dumnezeu, să-L slujească pe Hristos și să aștepte răsplata de la El, să-și iubească semenii. O schimbare de mentalitate în zilele noastre a reașezat biserica la locul ei în societate, ca o cetate așezată pe un munte. O schimbare de mentalitate în zilele noastre a reda fiecăruia dintre noi, fiecăruia creștin, capacitatea de a fi sare și lumină, așa cum Hristos ne cheamă să fim sare și lumină acolo unde suntem. O trecere de la viața divizată, la viața ca un întreg sub domnia lui Hristos, ne-ar ajuta să găsim scop și semnificație în toate activitățile pe care le întreprindem. O schimbare de mentalitate ar duce la recunoașterea domniei lui Hristos peste întreaga viață. I-am spune, Doamne, vrem să fim domn peste toată viața mea. Nu numai duminica când mă duc la biserică, ci și în biroul meu, și la locul meu de muncă, și la școală și peste tot. Vreau să fiu domn în viața mea, să răspund chemării tale, să-mi iubesc, să-mi slujesc aproapele. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să dărâmăm orice barieră există între sacru și profan și secular. Noi am fost strămutați cu totul în împărăția Fiului dragostei Lui. Suntem chemați să trăim în această împărăție cu tot ce suntem, tot ce avem. Să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră. De multe ori cântăm, îți dau inima mea, că nu ne costă nimic. Dar Dumnezeu ne cheamă să-I dăm totul. Asta înseamnă să fim ucenici ai Lui. Totul. Și asta costă. Să dărâmăm orice barieră între sacru și profan. Să-L facem pe Hristos Domn peste întreaga noastră viață, în familie, la locul de muncă, în orașul sau în țara în care Dumnezeu ne-a pus și în biserica locală unde Dumnezeu ne-a așezat. Vă invit în următoarele momente să scrieți în acele cadrane care este rolul dumneavoastră în familie. Sunt tată, sunt mamă, sunt soră, sunt frate, da? Și să meditați la aceste roluri. Care este rolul la locul de muncă sau la școală? Sunt elev, sunt student, sunt profesor, sunt... Da? Care este rolul în orașul dumneavoastră? Care e în țara dumneavoastră? Care este rolul în biserica locală? Ce trebuie să faceți aici? Unde Dumnezeu v-a așezat. Și să Îl chemăm pe Hristos să fie Domn peste întreaga viață. Să chemăm domnia lui Hristos peste viața noastră ca un întreg. Doamne, vreau totul să-ți dau ție. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să-L slujești pe Hristos în toate domeniile vieții, să aștepți răsplata de la El, să iubești pe aproapele tău și să adaugi valoare lumii pe care El a creat-o.